Cine a spus că nu poți să faci o rețetă fără lapte, fără ouă, cu fructe și ingrediente sănătoase? Rămâi până la capăt și nu uita să te abonezi! Pentru acel blat pufos, adaugă o cană de apă minerală carbogazoasă într-un bol. Adaugă și o cană generoasă de nucă măcinată. Adaugă o jumătate de cană de zahăr iar acum folosește o spatulă să amesteci puțin compoziția. Adaugă o jumătate de cană de făină de grâu sau puteți folosi și făină fără gluten. Puteți amesteca cu o spatulă și adăugați 10 grame de praf de copt, un pliculeț. Amestecă bine compoziția, iar apoi adaugă o jumătate de cană de fulgi de cocos. Compoziția trebuie să iasă groasă. Dacă va ieși prea moale, mai adăugați puțină făină. Acum turnați compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, preîncălziți cuptorul la 180 de grade și lăsați să coacă aproximativ 40 de minute, dar voi înțepați cu scobitoarea la mijloc să vedeți dacă este făcut blatul. Când blatul este făcut, îl lăsați la răcit. Pentru cremă, într-un bol am adăugat 150 de grame de lapte de cocos din acela din conservă gros. Mixăm puțin acest lapte de cocos până când devine o textură mai pufoasă și cremoasă. Așa trebuie să arate, iar acum adaugă 100 de grame de zahăr și o linguriță de esență de vanilie. Mixează această compoziție până când se dizolvă zahărul, iar apoi adaugă treptat 250 de grame de frișcă vegetală și amestecă cu o spatulă. Așa arată crema, este pufoasă și aromată. Iar acum când blatul s-a răcit vom adăuga un strat generos de cremă deasupra. Nu vă îngrijorați dacă crema este moale pentru că va sta la frigider peste noapte și se va întări. Adăugăm și blatul deasupra. Opțional puteți adăugați și fructe în frișcă. Adăugăm blatul deasupra, îmbrăcăm cu un strat subțire de cremă și lăsăm peste noapte la frigider. A doua zi decorăm cu căpșuni, așa felii de căpșuni, iar deasupra am pus puțin cocos. Această rețetă se prepară foarte ușor și este un adevărat deliciu. Voi tăia și puțin din prăjitură să vedeți, a ieșit un blat pufos, o cremă delicioasă care s-a întărit peste noapte la frigider. Nu uitați să vă abonați și să-mi lăsați un like. Pe curând, papa! Pa!